Am ajuns la destinație, ne-am preluat cortul. Nu știu ce a fost în capul nostru. Dormiți la prânz? Tu crezi că poți dormi pe zgomotul? Am luat o gură. Nan indian și cărnați italienești. Și doi români. Bună dimineața! O statuie, un bust de-a lui Eminescu, nu? Ion are un mesaj important pentru națiune. Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața din Las Vegas! Ultima zi de vară oficial, pentru că ne mutăm la frig începând de astăzi. Urcăm în nordul Statelor Americii. O să ne oprim prima oară în Utah, de fapt ăsta era și planul nostru inițial, însă pe drum ne-am dat seama că vrem să mai revedem Vegasul puțin, Las Vegas, baby! E pentru a doua oară când venim în ultimele 3 săptămâni și ne-a plăcut enorm cel puțin data asta, pentru că era plin de oameni aici, a început vacanța de primăvară. Chiar ne-am bucurat, nu am filmat niciun vlog pentru că repetam conținutul. Și o să vă luăm cu noi în următoarele experiențe care vor fi inedite, de-a dreptul, cel puțin așa spunem noi. Care încep fix acum, așadar să pornim la drum, Iuta, venim cu o cazare inedită, sperăm. Aproape am ajuns la cazare, suntem în orașul în care o să stăm noi două nopți. Trebuia să fim în Utah, dar am ajuns în Arizona. Ce comand și ce primești, nu? Ideea este că e destul de frig și stăm undeva aici într-un cort, dar nu-l găsim. Suntem destul de remote. A, uite acolo. Acolo stăm, da. Peisajul este superb, uitați-vă puțin cât de frumos se văd munții, pădurea asta. Ați văzut și un lac adineauri. Fantastic, hai că o să fie super aventură. Anul experiențelor, Ion. Sunt 16 grade acum și ne aflăm la 1600 de metri altitudine. Haideți că am ajuns în cele din urmă la cazare. Vreau să vă arăt aceste vagoane care sunt amplasate undeva sus. Ele sunt mai scumpe puțin. Noi o să stăm la cort. Aici e recepția, aici sunt toaletele, dușurile, dar o să vă arăt imediat. Trebuie să le urmăm pe gazdele noastre care vor merge cu mașinuța aceea de golf. Cum se pare? Foarte interesant. Am spus-o o prietenă româncă. A, da? Da, și acum locuiește în Iowa. A, ce tare! Am ajuns la destinație, ne-am preluat cortul, l-am luat în primire, ne-au făcut așa o scurtă prezentare a împrejurimilor. Foarte frumoase, de altfel, uitați-vă și voi cum arată munții aceștia stâncoși. Ne-au spus că o să avem parte de un apus fabulos din cortul nostru direct. Cam așa arată drumul, e o cărare din nisip. Am întrebat dacă sunt șerpi sau scorpioni și mi-au spus că nu, acum este iarnă, de obicei vara ei ies. Avem un grătar, o să mergem mai târziu să ne cumpărăm carne din oraș și de la ei o să ne cumpărăm lemne sau cărbuni contra sumei de $5. Aceasta e masa unde vom lua micul dejunul, prânzul sau cina. Nu știu cât o să stăm noi afară, că bate vântul ăsta și vine nisip așa în rafale. Și acum sunteți pregătiți să vedeți cortul în care vom dormi noi, atenție, două nopți. Nu știu ce a fost în capul nostru, nu știam probabil ce ne așteaptă. Ultima oară când am dormit în cort a fost în deșertul Sahara. Bine, a fost o experiență diferită pentru că era mai luxury, să spunem, avea toaletă, avea anumite facilități, însă ăsta e mai basic așa puțin, dar l-au adaptat ei și l-au făcut în așa fel încât să ai tot confortul. Pentru mine a fost o surpriză. Bine, am văzut fotografii pe Booking, dar realitatea arată mult mai bine.
frumos. Avem un pat, cred că e destul de confortabil. Ia să vedem. Oh, stanteaua e moale. Da, e ok, să știi că e foarte confortabil. Avem lanterne, pentru că nu avem electricitate normal. Două lanterne micuțe și mai avem una mare acolo. O pătură extra, prosoape, un scaun și ăsta este sistemul de încălzire, care funcționează la fel ca cel din rulota Airstream, dacă vă amintiți vlogul din Redwoods. Este fix același sistem, trebuie să lăsăm geamurile fix așa cum sunt, adică deschise pe un sfert, să spunem, încât să se aerisească, să nu ne asfixiem, Doamne ferește, aici. Avem și o floricică, e din plastic, dar îmi place lanterna aia pe care ne-am lăsat-o ei. Mamă, cum o să mergem noi la baie, Ion, până în capătul celălalt, dar unde merg, mult, eu nu merg noaptea pe aici. O să fie super, super ciudat. Nu știu cum funcționează. Probabil o pui undeva sus și luminează noaptea. O să fie o super experiență. Mamă mie, să nu mă mai pui pe mine să caut cazări, Ion, că te duc în astfel de locuri. Bine, n-a fost foarte ieftină, plătim aici $80 pe noapte, dar până la urmă plătești experiența valuri. Băi, cred că ne-ai avântul aici cu tot cu corp. Plătește experiența până la urmă, că asta e inedit, știi, să dormi aproape de parcul Zion, în mijlocul deșertului și, apropo, nu suntem în Arizona, suntem în Utah, se pare, suntem fix la graniță și domnul ne spunea că, ok, Google Maps-ul v-a spus că sunteți în Arizona, dar voi, de fapt, sunteți în Utah. Ai. Dormim puțin la prânz? Tu crezi că poți dormi pe zgomotul ăsta? Avea o notă extrem de bună pe Booking, 8,7 din vreo 400 de comentarii și am zis că merită neapărat încercată, e foarte curată, asta îmi place. Hai să vedem și de sus cum arată locul acela destinat oaspeților, zona de grătar, spațiul comun. S-a oprit vântul. Hai. Mamă mia! Mi-e frică să nu intre ceva pe aici, pe dedesubt, trebuie să închidem bine. Hai. Ei nu închiseseră. N-ai intrat nimic. Trebuie să urcăm puțin încât să ajungem la zona asta comună. Mă sperie deșertul ăsta, recunosc. Aici mai este un cort. E un fel de glamping, să-i spunem, pentru că știu că sunt și în România astfel de cazări. Vedeți că se întinde pe o suprafață destul de mare. Mai e unul aici, mai sunt în partea aceea. În momentul de față sunt 8 persoane cazate aici. Și în acea rulotă locuiește proprietarul. Avem aceste scaune din lemn. Sunt două trunchiuri de copac tăiate. Aici putem să ne facem focul și să mâncăm marshmallow sau, cine știe, niște cârnați în foc. Avem un grătar aici, o masă și o canapea. Foarte drăguț arată, nu bate vântul atât de tare și cred că e frumos noaptea pentru că se aprind ghirlandele. Încă un cort în zona asta, dar vagoanele alea de sus sunt foarte frumoase și îmi pare rău că nu m-am prins niciunul disponibil. Orașul se numește Colorado, situat la granița dintre Utah și Arizona. Mergem acum către zona de recepție, dușuri, toalete. Aici e vorba fix despre ideea de a merge cu cortul într-un camping, pentru că și acolo ai dușuri, ai toalete comune și tot felul de facilități pe care, da, le împarți cu alții. Priviți cât de roșiatic este nisipul. Gata, am ajuns. Cred că ne-a luat 30 de secunde, depinde cât de repede mergi. Ei se deplasează cu aceste buggy-uri sau cu mașinuțele de golf. Ion recunoaște că ți era dor să porți o căciulă. Nu era dor, dar mi-a fost fi. De nevoie. Te lua vântul pe sus aici. Mergem acum la magazin să ne facem câteva provizii și apoi revenim și stăm așa la un pahar de vin, facem un grătar. Nu avem curent, avem Wi-Fi doar la recepție. Bine, avem internet mobil la noi în cort, semnalul este ok, prin urmare foarte multe activități nu avem de făcut decât să stăm de vorbă, să povestim și să ne facem planuri. Până mâine, când mergem să explorăm Zion National Park, unul dintre cele mai frumoase parcuri din Statele Unite. Ca să fii un american veritabil, trebuia să-ți iei șlapi cu șosete și cu căciulă. Nu e târziu. Nu e târziu. Am ajuns la magazin, mergem acum să facem câteva cumpărături. Da, până și aici, la supermarket, priveliștea este uimitoare. Cam așa arată magazinul, este foarte mare. Mă așteptam să fie un magazin sătesc. Că mie așa mi se pare, că stăm undeva la țară aici, în Utah. Putem să ne luăm de toate, orice ne poftește inima, de la carne, legume,
vinuri, foarte fain arată, ca un supermarket de oraș mare. Voiam să vă arăt că aici se vând ardei umpluți, dar și ciuperci umplute. Somonul costă $15 poundul sau 16 în funcție de proveniență. Scoicile nu știu cât costă. Homar din Canada, $8 bucata, bucățica aceea mică. Da, foarte multe opțiuni avem. Am luat acești cârnați care costă $6.60 și nan $3. Găsim vin la $12, la $22, la $17, la $11 și cred că cel mai ieftin costă $9. Nu știm care sunt taxele, nu știm în ce stat suntem acum, în magazin, în Utah sau în Arizona, pentru că Utah, da, Utah e mai ieftin decât Arizona, clar. Pe cârnați și lipii am plătit în total $10. A pus soarele la noi aici, dar stați să vedeți unde se ascunde Andreea. De frig, bineînțeles. Ha, ha, ha. Ce faci? E bine. E cald aici și bine? Afară să știți că e destul de răcoare. Sunt 10 grade acum, dar în mașină aici e perfect, e cald, e bine, e confortabil scaunul ăsta. Mai confortabil ca niciodată. Tu la noapte aici o să dormi. Da, serios, mă gândeam că dacă e prea frig în cort, aici mă urc. Oricum, la noapte o să fie minus 2 sau minus 3 grade. Mamă, uitați cam așa arată acum. Peisajul e senzațional, l-a pus. Foarte frumos cerul, ai impresia că e pictat și stâncile astea prind altă culoare pe timpul serii și am înțeles că noaptea aici cerul se vede extrem de frumos, mai ales dacă e senin. Și o să fie senin, având în vedere că o să fie minus 2 grade. Oricum, noi ne-am pregătit aici de un grătar, am cumpărat cărbuni, ați văzut și voi cârnați. Nu ne este foarte foame, dar de dragul artei... Și de dragul da, căldurii. De dragul căldurii, da, pentru că sper ca acești cărbuni să degaje căldură. V-ați dat seama, dar locul are o serie de avantaje și dezavantaje. Și mă întreb oare cum e să stai aici vara, când sunt 50 de grade afară? Cumva noi suntem norocoși că am venit pe durata iernii și chiar mă gândeam din nou că iarna nu-i ca vara. Cum spunea domnul Băsescu, dar ne obișnuim. Nu știu ce o să facem noaptea asta și noaptea următoare mă gândeam să stăm doar o noapte. Deja am plătit-o, știu. Campingul e foarte animat, e plin de familii cu copii, au făcut focul, stau în jurul focului, spun o poveste și e foarte faină atmosfera. Frigul, na, e singurul impediment, dar cred că ne obișnuim. Bine, dacă vii îmbrăcat adecvat, nu e frig. Nu e, eu mi-am luat cizmele, UGG-urile, noroc de ele, că altfel cred că eram înghețată. Și geaca asta care e antivânt, dar nu prea e antivânt. Și căciula, bineînțeles, că mi-a fost dor de ea, not. Chiar ziceam lui Ion că eu vreau pe o plajă, acum vreau în Hawaii. Mental sunt în Hawaii, fizic sunt în Utah. Haideți să vă arăt și băile acestui camping. Sunt 4 la număr, cam așa se prezintă. Foarte curat, chiuvetă, cabină de duș, toaletă. E cald aici, e bine când vii te încălzești. Practic e o baie ca cea de acasă, nu lipsește absolut nimic.
E foarte frumos că seara se aprind toate luminițele, astea ghirlandele. Acolo cred că e un teren de volei. Te poți plimba și cu barca, cu caiacul pe acest râu atunci când plouă și e apă. Și cu ATV-ul, cu baghiurile. Așa arată bagoanele acestea, așa le numesc ei. Sunt un fel de căruțe, de caravane, cum s-ar zice, și sunt multe astfel de cazări în Utah. Costisitoare, cred că cele din Zion Camping View, ca așa se numește locația în care ne aflăm noi, sunt mai ieftine, să spunem, față de alte zone. Departe. Până se încinge grătarul, încingem și cortul. Am dat drumul la sistemul de încălzire să vedem cum funcționează, dacă face față. Și vă spun doar atât, zbârnâie, e foarte cald în interior și mă bucur că măcar o să avem parte de o noapte călduroasă și nu o să dorm în mașină. E cald? Da. S-a încălzit? Da. Happy wife, happy life. Ei, cu bățul la mână mă sperii. Haideți că s-a încins grătarul suficient, spunem noi. Deja e târziu, e 8:30. Ne-a prins noaptea. Ah, ce bine e aici. Bine, dar o să ne afumăm, o să mirosim afum jumătate de an. Am luat o gură. Arată super bine. Sunt 2 ore de când a apus soarele și uite cum se vede cerul în acea parte. Superb. Și munții. Și cerul înstelat în partea opusă. Ia uite-te că țin. Sper să se vadă pe cameră. E puțină lumină, nu prea. E și mai târziu. O să punem și acest nan puțin pe grătar să se încălzească, că e și păcat. Pentru că el fierbinte este bun și dacă îl rupi în două, poți pune cârnați înăuntru. Cârnatul, că o să pui pe rând câte unul. Nan indian și cârnați italienești. Și 2 români. În America. Cam așa arată cina noastră din seara asta. Nu e toată pentru mine. O să o împar cu Ion, promit. Ia să vedem, mamă mia. Uite, nanul ăsta s-a înmuiat destul de bine. Nici nu știu, să pun înăuntru cârnatul? Deci tu. Știi ce, ar fi mers niște muștar. N-avem nimic, nu? N-avem nimic. Noi am venit nepregătiți aici în camping. Oamenii vin cu farfurii, cu pahare de plastic. Noi cu nimic. Cu bine, puteam să cumpărăm. Bagajele după noi. Mai bun decât la casco? Sunt foarte buni și fierbinți în același timp. Te încălziști. Ne pare rău pentru prezentarea, când ți-e foame mănânci orice. Știi cum sunt? Suculenți, bine făcuți și au o aromă de usturoi care îmi place la nebunie. Și uite că ne încălzim, sunt fierbinți. Deși sunt 8 grade în momentul ăsta afară, e mult mai plăcut decât a fost astăzi pe timpul zilei, pentru că nu mai bate vântul. Și dacă stingem luminile astea, o să vedem cerul înstelat, o imagine fabuloasă. Da, îmi place, mă bucur, uite, acum mă bucur cu adevărat de ce ne oferă cazarea asta, că până acum m-am plâns. Ba că e vânt, ba că nu știu ce. Confir. Acum este într-adevăr o adevărată plăcere, o chestie rară, o experiență rară pe care noi o trăim în călătoriile noastre, că de obicei mergem la hoteluri, nu facem nimic deosebit, nu ieșim din tipare. Dar e anul experiențelor, ne înfruntăm limitele, temerile și atunci, da, chiar, mă bucur, uite. Simt că mi s-a luminat și fața de bucurie. Trăiesc cu adevărat, ăsta e momentul meu. Căciula așa. Lasă-mi un pic, lasă-mi să dăm căciula, Andreea. Am înghețat de frig, pur și simplu. Cum e? Patul rece și gol? Nu, o să încălzească. Se încălzește de căciula jos, te rog. Nu dau căciula jos, nu. Eu dăm cu căciula. Da. Nu pot, na, e prea frig. Nu pot, na. Cred că sunt vreo 15 grade acum. În cameră, în cort aici. În cort, ca afară sunt 3 grade. Mă așteptam să fie mai frig. Bine, și eu, dar mi-am luat toate hainele groase pe mine. Șosete lungi, 2 perechi de pantaloni. Căciula? Mănuși n-ai? Am și mănuși. Ai și mănuși? Da, o să le iau mâine seara. O să dormi așa afară cu degetele scoase și cu mănușile, știi? Râdem, glumim, dar situația este chiar ok. Patul este un pic rece, dar se încălzește imediat că ne-am așezat noi în el și suntem fierbinți. Cam asta e, ne vedem mâine dimineață. Uite, începe să bată vântul, deja se mișcă cortul. Sperăm să nu ne ia sus.
S-ar trezi mâine în canion undeva. Ne vedem mâine dimineață la cafea. Noapte bună. Sperăm să trecem peste prima noapte în cort la minus 2 grade în deșert. Noapte bună! Bună dimineața! Faceți cunoștință cu elful Ion, degerat pe jumătate. A fost ger. Dar și-a zis căciula aia frumos. Nu mai vrea acasă. E mult mai bine afară decât înăuntru. Apropo, am rămas fără baterie, fără gaz la butelie. Și am cam înghețat dimineața, dar vă povestim imediat. Afară e foarte plăcut la ora asta pentru că e soare aici. Am fost mai harnică, am fost și am luat cafea și am venit aici, m-am băut-o în liniște și e un sentiment de libertate, i-aș spune, de relaxare, că știm, bine, trebuie să ajungem la Zion astăzi, însă suntem aici înconjurați de minunățile astea și nu putem decât să ne bucurăm. O zi minunată să avem la Zion Park. Ți-am zis că arăți ca un pitic, ca un elf? Un pitic, n-am. Cum e acum, că ai dat cu puțin apă? La fel? Reda, a fost frig. Nu mi s-a părut. Dar n-am zis să avem rece. Acum dimineață. Dimineață, la 5. Când erau și minus 2 grade afară, tocmai atunci ne-a lăsat butelia. No. Cum e viața asta? Nasul înghețat. Nici în Laponia nu mi-a fost să plin. Da, corect. Hai că ești simpatic, somnoros, Ion. Am dormit și mult și prost. 12 ore am dormit. Când m-am trezit, e în oră. Salutare că nu ne-ați văzut la față încă. Salutare, bună dimineața, vă spunem, ne-am încălzit, acum avem chef de vorbă, putem spune. E foarte cald, ideea e că am ieșit în tricou afară și nu-mi venea să cred ce diferență de temperatură între, mă rog, dimineața de vreme și amiază. Gata, plecăm în aventură, mergem să explorăm parcul Zion. Hai, ne vedem mai târziu de aici, de la cort. Ne apropiem cu pași repezi de Zion National Park. Am condus aproximativ o oră din orașul în care suntem noi cazați și acum o să vă spun motivul pentru care am ales să stăm atât de departe. Ei bine, cazările sunt mult mai ieftine față de Springdale, orașul în care tocmai am intrat noi. Aici o noapte de cazare pleacă de la minim 1000 de lei. Am intrat în parc așa cum am preconizat, am plătit $35 de mașină, avem 7 zile acces nelimitat pentru a veni aici și se prezintă super! Senzațional, neașteptat și pentru mine. Dar este răcoare și aici mă gândeam că va fi mai cald. Eram atenționați de la intrare că există anumite porțiuni unde putem găsi gheață sau zăpadă. Câte culori regăsim la intrarea în parc, pentru că am condus aproximativ o milă și deja suntem fără cuvinte. Cât de impozante sunt formațiunile astea stâncoase. Au forme neregulate, putem să ne lăsăm imaginația să zburde liberă. Statul Utah este recunoscut pentru parcurile naționale desăvârșite. Nu uitați că avem vloguri din Arches, din Bryce Canyon, care sunt splendide de-a dreptul și uite că sunt diferite unele de celelalte. Înțeleg că aici există o autostradă pe care vom merge și noi în curând. O autostradă, cred că e mult spus, un drum care leagă parcurile Bryce Canyon și Grand Canyon. Parcul în sine poate fi observat din mașină conducând pe aceste drumuri, însă există și foarte multe trasee de hike. Unul dintre cele mai periculoase trasee din Statele Unite se regăsește în acest parc. Probabil că o să ajungem și noi în zona respectivă. La fel ca Yosemite Park, zona aceasta este iubită de cățărători. Așadar, cine știe, poate vedem și noi câțiva aventuroși care se încumetă pe aceste stânci. Cât de tare, cât de frumos arată. Uitați-vă puțin ce forme au și cât de înalte sunt. Ne simțim mici în momentul ăsta și lăsăm imaginile să vorbească de la sine.
O să intrăm acum într-un tunel cu o lungime de aproximativ 2 km. E cam creepy așa puțin prin zona asta, cel puțin dacă ești claustrofob. A, gata, ajungem? Oh, e unul mai scurt, a... Nu, cred că e doar o fâșie de lumină. Dar de aici se vede ceva. Wow! You have arrived. Ce frumos, n-avem voie să oprim. Ne aflăm acum pe Zion Carmel Highway, așa se numește zona asta, și este unul dintre cele două drumuri spectaculoase care ne oferă imagini de ansamblu cu privire la acest parc. S-a schimbat aici peisajul, vedeți că stâncile sunt mai mici puțin, nu sunt atât de impozante și e foarte multă vegetație. Am găsit și noi în sfârșit un loc de parcare pe marginea drumului. Sunt pline toate loturile, pentru că sunt și multe trasee ce pot fi urmate. Undeva în zona aceea cred că există o cascadă și mi se pare că seamănă destul de mult cu Bryce Canyon, zona asta. Bate vântul și e destul de frig. Probabil că ninge iarna, acum fiind sfârșitul iernii, începutul primăverii, e o temperatură cât de cât ok. Ce, Ion? Avem nisip peste tot. Mi se pare inedit cum s-au format aceste stânci. Vedeți că sunt întrepte. Cred că e un fel de teracotă. Am mai văzut ceva asemănător în Page, Arizona. Și sunt perfecte, perfecte dungile acelea, liniile. Uitați-vă cât de mică e mașina pe lângă o stâncă de mici dimensiuni din parcul ăsta. Că ați văzut celelalte în care am fost adineauri, erau mult, mult mai impozante. Încă un aspect important de precizat este faptul că acest drum pe care ne deplasăm noi astăzi a fost construit în anul 1930. Foarte mulți copaci de pin, vedeți și voi, iar aici colo mai vedem așa câte o urmă de zăpadă, gheață. Da, cum au crescut pe pietrele astea, foarte interesant. O să mergem și noi pe un traseu aici, în partea dreaptă, pentru că ne-a făcut cu ochiul de pe drum și apoi ne continuăm traseul, că avem multe de văzut aici, vă dați seama, e un parc uriaș. Dar am zis că musai trebuie să încercăm. Băi, ce m-am speriat. Pauleu! Nu, am văzut rădăcina asta, dar arată precum un șarpe, uite de puțin. Ok. Ca să fii sigur, nu? Oricum, iarna nu sunt șerpi, gata. Ce? Iarăși simt un sentiment de libertate. Mă uit stânga-dreapta, nu prea vezi oameni, cel puțin în zona asta în care ne aflăm. Și e foarte, foarte frumos parcul. Wow! Spectaculos, de-a dreptul. 360, Zion, în toată splendoarea lui. Mă simt acum precum regele leu deasupra junglei. Impresionant de-a dreptul. După lupte grele am cucerit acest vârf. Foarte interesantă imaginea pe care ne oferă. Cred că aici în vale ar trebui să curgă un râu, dar acum e secat. Wow. Uite-te puțin ce forme au. A zis că e sare, știi? Uite-te. Dar uite-te puțin cum arată. E nisip, de fapt. Nisip sculptat. Nisip sculptat de vânt, știi? E așa o melodie, cred. Wow! Impresionant și uite-te pe jos cum arată. Vezi că de-a lungul timpului aceste stânci au căpătat diverse culori. Unele sunt negre, altele sunt roșiatice, altele maro, în funcție de... Da, de sedimente, de vechime, de fenomenele naturale prin care au trecut ele de-a lungul timpului.
Wow. Uite-te puțin, astea sunt portocalii, au cu totul și cu totul alte culoare față de cele din vale. Incredibil. Iar acolo sus, vezi că ele sunt galbene. Își schimbă cu totul și cu totul culoarea, albe, în funcție de poziționare. O să vă zic ceva amuzant acum, uitându-mă la formațiunea asta stâncoasă, mi s-a părut că seamănă cu un bust ce le reprezintă pe Eminescu. Dar nu e. Zici că cineva a venit aici și le-a pus pur și simplu unele peste altele și le-a lipit să reziste în timp. O să coborâm acum, mergem către următorul punct, pentru că iarăși începem să filmăm toate pietricelele, să nu ratăm absolut nimic, fiecare tufiș, fiecare copăcel din parcul ăsta. Mergem către punctele de top ale acestui parc și ne întoarcem fix pe unde am intrat. Am ajuns într-un alt punct important al parcului, drumul panoramic, destinația numărul 1, dar din păcate nu este permis accesul mașinilor, vedeți acest anunț, shuttle buses only. Nu știam asta, vedem, mai sunt și alți turiști, la fel ca și noi, nedumeriți, nu înțelegem exact de ce nu e permis. Înseamnă că trebuie să mergem la... Da, probabil că trebuie să lăsăm mașina undeva, de aceea cred că erau anunțuri peste tot, lot de parcare full... ce interesant! Da, nu avem altă șansă. Vedeți că e această barieră și teoretic nu ai voie să treci. Cam așa arată orășelul, e foarte frumos, cochet. Ai impresia că e un studio de film, mai ales că e așezat la poalele munților din Zion Park. Aici avem stația de autobuz, trebuie să vedem exact în ce direcție o luăm și dacă e nevoie să plătim un bilet suplimentar, pentru că nu găsim nicăieri informația asta. Aici un loc de parcare costă $40. Bine, există și cele gratis la magazine, restaurante. Foarte fain arată. Exact ce vă spuneam, un studio de film în adevăratul sens al cuvântului și sunt convinsă că și în interior arată excepțional. Okay, stop number 2, Thai stop on Cafe Soleil. Anyone need stop number 2? Am luat autobuzul în cele din urmă, se pare că vom merge gratis pe acest drum, nu mai e nevoie să plătim un alt bilet, nu știu care este condiția unui alt turist care nu plătește biletul acesta pentru mașină. Ideea este că suntem singuri până acum, mă rog, mai suntem cu un cuplu din Hawaii, foarte drăguț. Interesant această facilitate, n-am mai întâlnit-o niciun alt parc național din Statele Unite. Până acum te lăsau peste tot să mergi tu de capul tău, dar probabil că drumul e foarte îngust și ca să nu se creeze ambuteiaje sau să nu oprească turiștii, pentru că sunt anumite trasee de hike, se pot fi urmate stânga-dreapta, au introdus ruta asta de autobuz. Nu ne deranjează, că suntem și noi mai relaxați. Bine, partea proastă e că nu putem opri noi unde vrem să filmăm, să tragem cadre, așa cum am făcut-o din mașină. Dar e frumos. Trebuie să luăm un alt autobuz, a trebuit să coborâm la a doua stație după ce am urcat noi, deci mare lucru n-am făcut. Probabil că aici nici nu prea să mai găsesc locuri de parcare, dar e faină zona, uitați, restaurante, tot felul de magazine de suveniruri, biciclete se pot închiria de aici, oricum fiecare autobuz are și un spațiu pentru biciclete. Deci va trebui să traversăm acest pod și să luăm autobuzul pentru drumul acesta... panoramic, extraordinar, unul dintre cele mai frumoase. Și uitați, Virgin River. Aici este intrarea oficială pentru pietoni. Haideți să vedem dacă mai trebuie să plătim și un alt bilet. Pam, pam, nu mai trebuie să plătim niciun alt bilet. Este valabil cel pentru mașină și pentru pietoni. Am economisit $5. Da, pentru că era $20 pentru pietoni de persoană, așadar... $5, adică o cafea pentru mine de la Starbucks să fie.
Acum trebuie să luăm autobuzul și ne vedem de pe drumul acesta vestit în toată lumea. Este obligatorie masca cu aceste autobuze. N-am mai purtat o mască de vreo lună și ceva de zile, de când am zburat în Hawaii. Oh, ah, ce nu-mi place. Nu o să putem filma mare lucru, teoretic. Nu prea ne bucurăm de... Ok. Ah, chiar în față. Mergi în față, fă dreapta. Cam asta vedem noi. Din păcate avem un autobuz în față care ne ia din vizibilitate, însă încercăm să tragem câteva cadre cu 360. Am coborât la stația cu numărul 5, ne-am dat seama că din 6 stații, câte sunt în total, vreo 3 sunt închise. Oamenii fie vin cu mâncare de acasă și iau prânzul aici pe iarbă. Interrup, uite, se escaladează acum. Unde? Unde? Vă spuneam la începutul vlogului că este raiul alpiniștilor aici, cățărătorilor. Mi se pare super periculos ce fac, dar bine, dacă îți place și te pasionează, atunci probabil că nu mai vezi riscurile așa cum le văd eu de aici de jos. Oricum, interesant. Foarte frumoasă zona asta, stânga, dreapta, vedeți stâncile acestea impozante. O să mergem pe acest traseu, se numește Emerald Pulse și am văzut, apropo de asta, foarte mulți turiști, călare. Poți opta și pentru varianta asta, fie pe bicicletă, fie călare, fie pe jos, pieton, așa ca noi. Câtă lume e aici! Nu vine să cred! Familii cu copii, am văzut foarte multe grupuri de elevi, semn că vin cu școala, cu clasa. Într-o excursie de zi. Atenție, există posibilitatea să aluneci, să cazi, de aceea e bine să nu te abați totuși de la traseu. Uitați-vă câtă lume vine. Înțeleg că aici sunt 4 trasee către Emerald Pool și unul dintre ele, cel mai scurt, durează o oră. Încă nu știm exact dacă mergem, pentru că e destul de târziu și riscăm să ne prindă noaptea. Aici e devenit dimineață mai întâi, să faci un traseu, două de hike și apoi mergi cu mașina pe cealaltă autostradă și ieși cu totul. Uitați ce frumos se vede râul. Da, va trebui să o luăm așa, circular, și ajungem undeva în vârf. Ce-am găsit noi aici? O veveriță drăgălașă, prietenoasă. Ah, fii atent că vine încoace. Hai să lăsăm copiii să se bucure de experiență. Deși era cât pe ce să ne întoarcem de câteva ori, până la urmă ne-am încumetat și am urmat traseul. Cred că ne-a luat 20 de minute să ajungem aici. Bine, există o cascadă mult mai mare pe acest traseu, durează 2 ore, înțeleg. Dar noi ne mulțumim și cu această imagine, e foarte frumoasă. Uite că treci pe aici, s-ar putea să te ude, vezi? Yeah. Ha, stai să mă duc eu înainte, da. Am camera. Practic ce vedem noi aici e o oază în mijlocul deșertului. Aoleo, da, chiar mă udă. Ai, ai, ai. Hai să vedem testul suprem. Foarte puțin. Sunt micuțe, dar e frumoasă imaginea pe care o oferă, știi, că te uiți stânga, dreapta, stânci, nici de cum nu îți trece prin cap că poți găsi așa ceva. Și cred că vara poți face baie în aceste piscine create. Voie, nu știu dacă ai voie să te abați, într-adevăr. Văzut, plăcut, ne întoarcem. Plecat, dar mergem către stația de autobuz. Vrem să vedem în întregime acest drum. Ideea este că dacă ne-am fi încumetat pe traseul care duce către cea mai frumoasă cascadă, cred că ne-ar fi prins noaptea și nu ne dorim neapărat lucrul ăsta, mai ales aici, în sălbăticie. O, da.
Nu uitați că noi stăm la o oră distanță, deci teoretic. Haideți că ni s-au descărcat toate camerele, am mai rămas doar cu telefonul. Am părăsit parcul și am venit să mâncăm în această rulotă, că e rulotă transformată în restaurant. Bine, comanzi în partea aceea și aici vii să mănânci. Da. Arată foarte fain, uitați-vă și voi. E un American Diner, așa cum îl numesc ei. Dar îmi place la nebunie și suntem singurii care au ales să mănânce înăuntru. Toată lumea stă afară acolo. Un trafic. Da, e inedit pentru noi. E inedit, da. Ion are un mesaj important pentru națiune. O să mănânc pe cei la pe cap, pentru că dacă mă dau jos, o ia părul razna și voi la fel când mă vedeți, așa că... Șoc și groază. Încerc scuze. Nu vă imaginați cât de așteptat a fost momentul ăsta. Ion și-a luat un burgeraș, bineînțeles. Iar eu un gyros. Gyrosul meu se numește New York. Fiecare fel de mâncare are denumirea unui oraș. Al tău cred că e Michigan? Michigan, da. Da, hai să vedem. Trei burcerușe. Așa era. Oh, da, cum arată burgerul. Ce bine arată. Foarte, foarte bine și grație foarte bine. Nu ai fost foarte convingătoare când ai zis ce bine arată. Dar mie mi-e foame aici, în spatele camerei, eu filmez. Delicios. M-am urdărit puțin. Am de a face semn de spatele camerei, nu am oglindă în față. Foarte bun, delicios chiar. Îmi place, mie și foamea, adevărul ăsta. Cum arată gyrosul meu, ia uitați-vă. Nu știam ce să-mi iau, sincer n-am avut foarte multe opțiuni. Am visat toată ziua la un steak de vită. Foarte reușit. Da, arată foarte bine. Foarte reușit. Oricum, am plătit foarte, foarte puțin pe această masă, undeva la $25, cu tot cu băutură, plus tips. Foarte bun, e ca la mama lui. Sosul este așa, acrișor, tzatziki. Da, nota 10, ne vedem mai târziu, direct de la corp. Am ajuns la cazare, ne plimbăm puțin pe aici, prin împrejurin, așa ca ultima seară. A pus romantic. Exact. Plină. Plină, dar frumoasă. Ne-a plăcut foarte mult Zion. Ne pare rău că n-am putut explora anumite zone din pricina faptului că erau închise multe dintre ele. Probabil... Da, probabil că era și zăpadă pe anumite porțiuni, dar oricum și zona asta e frumoasă, e ofertantă, sunt multe de văzut și de făcut aici. Din păcate, nu e tocmai bine să vii acum, pe perioada iernii. Probabil că e mai fain să vii primăvara, să zic, prin aprilie mai. Cel puțin noi în această perioadă recomandăm să veniți o singură noapte acum, depinde cât de avem sunteți voi și să veniți cu satul de dormit la voi. În cort, că mai sunt și hoteluri aici, dar experiența nu e aceeași. Mâine plecăm către Park City, e un fel de Poiana Brașov a Statelor Unite, apoi către Salt Lake City și probabil că o să mergem și în alte zone din statul Utah. Cine știe, suntem spontani, nu știm nici noi. Rămâneți aproape de noi, like, subscribe, un share, v-am pupat din Utah. Și am supraviețuit nopții în cort. Bravo, nopților, că mai urmează a doua.